După reabilitarea clădirii în care își desfășoară activitatea poliția comunitară, a casei vânătorului și a clădirii ce găzduiește birourile de la evidența populației, a venit și rândul casei Hogaș să arate ceva mai bine. După ani buni în care a stat în paragine, clădirea, monument ce a aparținut prozatorului Calistrat Hogaș, a fost reabilitată. Lucrările au vizat reparații la acoperișul acesteia, dar și la pereții exteriori. Dacă de-a lungul timpului administrațiile locale își asumau pe rând să preia câte una, două construcții monumente ale orașului să le facă, acolo unde au competență, probabil nu se ajungeau cu ele în halul de distrugere în care se află astăzi. Iată că venim iară cu o clădire de monument, după cea de la Evidența Populației și Poliția Comunitară și după cea de la Biblioteca Municipală și după cea de la, din Parc Unii Casa Vânătorului, o altă clădire care a fost finalizată la sfârșitul săptămânii trecute de, și unde n-am mai făcut, ați văzut și dumneavoastră, și deschiderea de șantier și lansare de teren și finalizare de lucrări. Ar trebui să stăm, și eu mă bucur acest lucru, să stăm numai întâia de pamblici și de deschis și de închis de lucrări. Acest lucru mă bucură foarte mult, dar fiind așa de multe, eu am zis că dăm în desuietitudine până la urmă. Pe mine mă bucură foarte multe. Casa Hogaș, probabil ați trecut pe acolo, probabil ați văzut-o. E o lucrare care arată cu totul și cu totul deosebit, o clădire refăcută. Lucrările de reabilitare și consolidare au costat în jur de 40.000 de lei și au început în urmă cu două luni. Marele scriitor Calistrat Hogaș a locuit în această clădire în perioada 1897-1917. Ulterior, vila a servit drept locuință pentru directorii primei școli gimnaziale și liceale din Roman, apoi aici a funcționat muzeul liceului Roman Vodă. Vila Hogaș a fost construită în anul 1898. Pentru anul viitor, primarul municipiului Roman speră să înceapă lucrările de refacere și la clădirea ce găzduiește Biblioteca Municipală.